gata de îmbarcare, cei 300 de angajați ai companiei au fost răsfățați 6 zile și 6 nopți într-o croazieră de vis. Cei din conducerea firmei spun că nu s-au uitat la bani când au văzut ce profit le-au adus acești oameni. E un cadou, o sărbătoare. În principiu, noi ne propunem să motivăm angajații atât la muncă, dar și la distracție. Agențiile de turism și-au adaptat rapid oferta și pentru astfel de excursii. O croazieră poate începe de la prețul de 400 de euro de persoană. Se poate ajunge la o croazieră de 2 săptămâni și la 35.000 de euro de persoană. Așadar, după o astfel de excursie și șeful pare mai simpatic și munca mai ușoară. Ne dau de înțeles cei care abia s-au întors de pe mare.